vamos subir em camisas de medic art. Și ies cu capal, cum ai fost cu capal până acum. Să asculti în casă un tijou și să nu uiți de noi. Nu te rog, știu să cred. Sănătate, îți doresc și un drum bun și frumos în viață. Că ai o părniță în noi. Domnul să vă ne contează. Numai bine. Unul pe altul, străiți, unul cu altul, mulți, mulți ani. Vă mulțumesc. Să voi și ai stăpânit și să lăsăm o de ușor. Mulțumim, Doamne, pentru această zi binecuvântată de Tine. Amin. Această zi în care, Doamne, dăruiești atâta bucurie și atâta pace acestor doi tineri, da, care au venit în fața Ta ca să pornească, Doamne, pe acest drum cu binecuvântarea Ta. Noi toți, Doamne, care am venit lângă ei, nu dorim altceva decât binecuvântare pentru Amin. Ei. Binecuvântare din partea Ta și călăuzire din partea Ta pentru toată viața. Amin. Doamne Tată din Cer, binecuvintează acest moment. Un moment atât de important în care se dă un cuvânt. Se dă un cuvânt a unei alegeri atât de mari din viață și anume, când acești doi tineri, Roger și Sorina, s-au găsit unul pe altul pe pământul acesta atât de mare și atât de plin. Și privirea lor au rămas unul asupra altuia și au înțeles că sunt unul pentru altul, pentru toată viața. Vrem, Doamne, ca această alegere pe care au făcut-o ei, să o închegi Tu și să o binecuvintezi Tu și să o alegi Tu. Doamne, Tată din Cer, lasă ca orice cuvânt care astăzi va fi spus aici și orice cântare care va fi lăudat numele Tău aici, să pecetluiască, Doamne, alegerea pe care o fac acești doi tineri. Amin. Și să pornească pe drumul acesta al vieții. Amin. Cu deplină încredere că Tu ești acel care unești inimile și Tu ești acel care îi faci pe oameni fericiți care ascultă de Tine. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vei călăuzi tot momentul acesta când vom sta aici împreună. Și cerem, Doamne, ca Tu să ne dai cuvânt,
și să ne binecuvintezi și să ne vorbești, iar nouă inimi și urechi, ca să auzim bine și să ascultăm ceea ce ne spui Tu. Tu ești Tatăl nostru și Domnul nostru. De aceea, Doamne, fericirea vine de la Tine, dragostea este de la Tine. Vrem să o primim și să trăim în ea pe acest pământ. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Așa cum stăm în picioare, urmează o cântare de felicitare pentru tinerii noștri și în același timp o laudă la adresa Domnului nostru. Poftim! Adică
soț și soție. În al doilea rând, prin faptul că acest legământ de căsătorie se încheie înaintea Domnului, ei astăzi cer ca Domnul să călăuzească căsătoria lor, căsnicia lor, și în același timp ei promit în fața Domnului ca să-și construiască familia lor după principiile biblice, adică în ascultare de Domnul. Și Domnul să pecetuiască și să binecuvinteze acest da pe care îl vom auzi noi astăzi. Urmează un cuvânt de îndrumare pentru tinerii noștri, pentru noi toți, din partea fratelui Fabian, pastorul Bisericii din Nisfor. Domnul să binecuvânteze. Iubită biserică, iubiți frați și sorori, iubiți mire și mireasă, Roger și cu Sorina, sunt foarte bucuros că m-ați invitat la dumneavoastră căsătorie și vreau să citesc un text din Sfânta Scriptură care să cunoască ei ce trebuie să facă ei ca să fie fericiți toată viața. Pentru că numai Scriptura învață și ne îndrumează și ne spune ce trebuie să facem și cum trebuie să trăim în familie, că toată viața familiei noastre, soțiile noastre să fie bucuroase, să fie vesele, să fie iubite până la sfârșit și să fie, să dea slavă și cinste lui Dumnezeu. Și invers. Și din pricina aceasta mi-a pus Dumnezeu pe inimă să citesc cuvântul lui Dumnezeu care e scris la Ioan, capitolul 13 cu versetul 1 și versetul 34. Scrie așa. Înainte de praznic Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, la Tatăl și fiindcă iubea pe ei săi, care erau în lume, le-a iubit până la capăt. Și 34 versetul. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Amin. Înainte ca să meargă Domnul Iisus Hristos la moarte, înainte ca să plătească prețul răscumpărării pentru Roger, Sorina, pentru mine și pentru dumneavoastră, el ne învață o școală pe ucenicii săi. Și ne învață școala iubirii. Le spune că eu v-am ales pe voi și vă arăt o pildă cum trebuie să vă iubiți. Eu vă iubesc cu o iubire veșnică și vă iubesc până la capăt. Nu la început v-am iubit, pe urmă v-am lăsat și cu aceasta s-a terminat. Nu. Eu vă iubesc până la capăt și le arată ucenicilor săi cum trebuie să iubească pe Domnul Iisus Hristos și să iubească lucrarea lui Dumnezeu până la capăt. În Vechiul Testament era o poruncă a lui Dumnezeu. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unul pe altul așa cum să te iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Dar aici scrie că vă dau o poruncă nouă. Domnul Iisus ne dă o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții așa cum ce? Cum eu v-am iubit. Și vedem că și Sorin și Roger ei trebuie să se iubească unii pe altul așa cum Domnul ne-a iubit. Domnul ne-a învățat școala iubirii. Și de pricina aceasta, cine are dragostea lui Dumnezeu, aceala, cine l-are pe Iisus ca Domn și Mântuitor, aceala poate să iubească cu dragostea lui Dumnezeu. Și vă dau un exemplu. Din Cântarea Cântărilor, acolo se arată despre doi îndrăgostiți. Solomon avea împărata lui Israel o vie și a dat-o în arendă unor oameni. Și iată, după ce a trecut un timp, s-a dus să vadă via și când acolo, când se duce, se uită la vie, lui vede o fetiță că o păzește. O fetiță frumoasă, credincioasă, se uită la ea și se îndrăgostește în ea, între această fetiță. Și vedem că vrea să o iei în căsătorie. Și spune, vrei să te căsătorești să te măriți după împărat? El spune, nu. Cum nu? Nu vrei după împărat să te mergi în căsătorie? Nu!
Pentru că eu iubesc pe iubitul meu. Pentru că eu iubesc pe logoticul meu. Eu iubesc pe acela cu care vreau să mă căsătoresc. Dar vei avea bani, dar nu-mi trimesc banii tăi. Nu vreau, eu nu schimb banii pe iubitul meu. Dar vei avea slavă, dar nu eu vreau slavă. Eu iubesc pe iubitul meu. Și atunci, la cântarea cântărilor în capitolul 5, versetul 8 și 9, împăratul pune o întrebare. Și cum și Sorina ar pune o întrebare. Și ce are iubitul tău mai mult ca alții? Ce are iubitul tău mai mult ca mine? De tu îl iubești atât de mult. Că tu ești gata să-și dai viața pentru el, că tu ești de gata și nu poți schimba nimic pe el. De ce? Ce ai, are el mai mult ca mine? Și în cântarea cântărilor lămurește că și el are pe Dumnezeu. Și cine are pe Dumnezeu, acela iubește cu dragostea lui Dumnezeu. Acela are pe Dumnezeu, acela este credincios soției sale, este credincios bărbatului său și iubește cu dragostea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu nu iubește numai la tinereță, știu, nu iubește numai la tinereță. Dragostea lui Dumnezeu iubește și la tinerețe și la vârsta mijlocie, dar la bătrânețe încât mai mult. Și iubește dragostea lui Dumnezeu pentru că dragostea lui Dumnezeu iubește până unde? Până la capăt. Și din pricina aceasta, Domnul Iisus, înainte ca să meargă să răscumpere omenirea, le învață pe ucenicii săi cum să iubească. Și le învață și pe Roger și pe Sorina cum să iubească, vă învăța Domnul Iisus. Și Domnul vă învață și vă spune că trebuie să vă iubiți cum eu v-am iubit. Dar cum ne-a iubit Domnul? Domnul și-a dat ce? Viața pentru noi. Domnul atât de mult iubește biserica și iubește omenirea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singur sau fiu, pentru că orice cine crede în el să nu piară, ce să aibă ce? Viața veșnică. Avea o iubire veșnică, iubiții mei, pentru că l-avea pe Dumnezeu. Dacă îți place pe Sorina, rog, pe Sorina îi place, te rog, trebuie să-l aveți totdeauna ca temelie pe cine? Pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus. Și atunci, ce nu ar propune lumea aceasta? Ce nu ar da lumea aceasta? Spune, eu nu pot să-l schimb pe Sorina. Eu nu pot, pentru că este cel mai scump o margaritar pentru mine, pentru că o iubesc cu dragostea lui Dumnezeu. O iubesc atât de mult că sunt de gata să-mi dau viața pentru ea. Pentru Domnul ne învață că trebuie să te jertfești dacă iubești. Omul care nu mai vorbește spune că iubesc, dar nu... Nu are adevărat aceasta, nu-l are pe Dumnezeu, el nu arată în realitate această dragoste. Dar acel ce-l are pe Dumnezeu, în realitate arată această dragoste. Și acest capitol este capitolul al dragostei lui Dumnezeu și arată cum omul, după dacă iubește și are dragostea lui Dumnezeu, ce lucrări face el. Și vedem că de la versetul 4 până la 9 arată aici în capitolul 13 că Domnul Iisus Hristos ne învață pe ucenicii săi să slujească lumului altuia. Să slujească lui Dumnezeu, iubiții mei. Și dacă iubiți, voi veți putea sluji unul altuia. Dacă aveți dragoste, va fi o bucurie pentru Roger să-i slujească lui Sorina. Și dacă Sorina îl iubește cu adevărat pe Roger, ea fi o bucurie să slujească lui Roger. Pentru acei ce iubesc, ei vreau să slujească, iubiții mei. Vreau să slujească și Domnul Iisus ne-a învățat că este școala slujirii lui Dumnezeu. Școala slujirii unul altuia. Nu vreau să țin mult. Dar vreau să vă dau un exemplu. Petru n-a putut să slujească altor. Totdeauna el primul stătător. Dar vedem că în capitolul 21 la Ioan, Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru o întrebare foarte serioasă. Și îl pune întrebarea, mă iubești? Mai mult ca aceștia, mă iubești? Îi pune întrebarea dacă mă iubești. Și vedeam că și după ce Petru răspunde că îl iubește pe Domnul Iisus Hristos, spune ce? Paște-i milușeii mei, paște pe cei căzuți, pe cei care slăbuți, pe cei care îngriutăți, pe cei care trebuie întorși la Dumnezeu, paște și slăbuți.
slujește lor. Dar ei n-a putut să slujească Petru până n-a primit dragostea lui Dumnezeu. Până nu l-a primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor cu adevărat. Până n-a venit călăuză Duhului Dumnezeu, el n-a putut să slujească. Și fără Dumnezeu, voi nu veți putea sluji unul altuia. Nu veți putea sluji, ci voi trebuie să slujiți nu numai unul altuia. Să știe, Iosif și Sorină, că voi trebuie să slujiți în biserică. Uitați-vă ce biserică frumos. Ori aici, ori nu-i spui, ori vreți. Trebuie să slujiți în biserică. Trebuie să slujiți și la părinți. Să vă duceți din când în când la părinți, să spune, ce faci tata și mama, n-ai crescut, atât de greu, n-ai dormit nopți între ce mai faci, cu ce să te slujesc, cu ce să te ajut. Să vă duceți la ceilalți părinți și spune, mamă dragă, tată drag, cu ce să vă ajut, noi vrem să vă slujim și vouă, vrem să slujim și la bunei, și bunei sunt în biserică, și vreau să slujim și la bunei, vreau să slujim și la biserică, dar cel mai mult vrem să slujim Domnului și dacă îl iubim pe Domnul cu toată inima, slujim Domnului din toată inima și atunci putem să slujim unul altuia. Și slujirea pentru voi va fi o bucurie. În versetul 10 aici arată că dragostea le învață cum să fie curați. Iubiții mei, să știi, Roger și Sorina, păstrați-vă curățenia. Bărbatul iubește o soție curată. Soția iubește un bărbat curat. Cu cât mai curat veți păstra unul pentru altul, cu atât mai mult veți iubi unul pe altul. Dacă nu veți păstra curat, atunci nu costă nimic, nimic. Totul se stânge, totul se ruinează și rămâne o grămadă de gunoi. Nimic nu este. Dar când îl aveți dragostea lui Dumnezeu, slujiți unul altuia și vă păstrați curat, să știți că Roger este un diamant pentru Sorina. Sorinta este un mărgăritar pentru Roger. De ce? Pentru că ea știe că ea nu schimbă pe nimic. Ea iubește cu dragostea lui Dumnezeu. Este de gata să jertfească totul numai să fie lângă bărbatul ei. Numai să fie lângă soția ei și împreună să dea slavă și cinste lui Dumnezeu. Asta e foarte important, iubiții mei, frați și sorori. Așa că Domnul Iisus este acela care mă învață școala dragostei, școala slujirii, vă învață școala curățenii. Să fiți curați, nu vă murdăriți. Aceasta este în competența voastră, pentru că privirile voastre să fie îndreptate totdeauna spre Domnul Iisus și atunci veți putea să fiți curați în fața lui Dumnezeu. Vă dau o pildă că și Iosif, când s-a dus într-o altă țară, iubiții mei, departe de părinți, departe de țară, și putea să spui așa, acum eu trăiesc cum vreau. Pastorul nu-i, biserica nu-i, tata nu-i, moșul nu-i, nu-i nimeni, nu mă vede de rude, trăiesc, mănâncă, bea și veselește de că și eu trăiesc cum vreau eu. Dar nu e așa, iubiții mei. Vedem că când s-a dus în o altă țară, el și-a păstrat curat. Și din pricina aceasta că și-a păstrat curat, haina, inima în fața lui Dumnezeu, față de Tatăl Său Ceresc. Vedem că Dumnezeu l-a înalțat a doilea după împărat, primul după împărat. Vedem că și el a devenit o binecuvântare pentru Israel, pentru părinți, pentru frații săi, pentru că el ce s-a păstrat curat în fața lui Dumnezeu. Păstrați-vă curați și veți fi o binecuvântare unul pentru altul. Veți fi o pace unul pentru altul, veți fi o binecuvântare pentru părinți, veți fi o binecuvântare pentru biserică, veți fi o binecuvântare pentru toți câte oamenii din prejur și oamenii se vor bucura când vor vedea că voi sunteți plini de dragoste și de înțelepciune lui Dumnezeu. Și ultima la ce vreau să mă trag atenție, scrie așa, că aceasta ce a făcut Domnul Iisus le-a dat-o. Spune, pentru ce v-am, versetul 15, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Vedeam că spune că ce? Să fiți o pildă. O pildă, Roger, pentru Sorina, o pildă. Să știi că trebuie să fii pildă, o lumină. Pilda aceasta înseamnă să fii o lumină pentru ea. Ea se uită să vadă purtarea ta bună, dragostea ta curată. Să fii și Sorina să fie o pildă pentru tine. Să uite, Roger, rea și vede ce?
Este dragostea ei curată, vede, și atunci vede că spune, uitați-vă ce frumos trăiește, este o pildă pentru mine, pentru biserică, pentru părinți, pentru frați, surori, pentru toți cei din prejur. Și la aceasta vreau să mă opresc, aceasta ei sunt învățăturile care am vrut să vă le dau, căci să vă iubiți unul pe altul, cum vă iubiți cine? Domnul Iisus. Și învățați-vă de la El a iubi. Să nu credeți că gata, e săvârșit, iubiți. Nu. Dragostea lui Dumnezeu e atât de mare și atât de lungă, căci trebuie să vă învățați de la El. Și din pricina aceasta vă dau ultimul învățătură, căci această Biblie, aveți Biblie? Dacă această Biblie totdeauna în casa voastră să fie ce? Deschisă. Această Biblie nu mai să fie deschisă când vine pastorul să viziteze, nu. Ea să fie deschisă, dar fie virgulă și pe urmă ce? Citită. Citiți-o împreună. Puneți-vă pe genunchi, chiar cum vreți pe genunchi, puneți-vă pe genunchi, că nu faci păcat. Puneți-vă pe genunchi împreună, deschideți Biblia, citiți, rugați-vă. Și Dumnezeu va leaga cu lanțurile de dragoste sale, tot de ce e mai tare. Se unde roge? Păi soții mei, tot e ce mai frumoasă, din ce mai tare are dragoste pentru Sorina. Se unde Sorina la roze și tot de ce mai mult se îndrăgostește în el și tot arde și tot leagă Dumnezeu aceste fune a dragostei. Din ce pricină? Pentru că Domnul Iisus de-a lungul vieții vă învăța ce să iubiți, să iertați, să trăiți o viață binecuvântată în fața lui Dumnezeu. Că toată viața rogeri să grânzească și spune că am o mărgăritar acasă, m-am căsătorit cu un mărgăritar scump care este curat în fața lui Dumnezeu. Și Sorina Indir să se gândească, m-am căsătorit cu un bărbat curat care este pildă pentru mine și face cum a făcut Domnul Iisus și jertfește pentru că eu să fiu, să am totul și să fiu credincioasă și temătoare de Dumnezeu și să dau slavă și cinste lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Că toți noi care suntem aici, poate am făcut familie mai bine, totuși ne trebuiește să ne învățăm de la Domnul ce mai iubi. Pentru că de multe ori noi care mai e vârstă, mai calcă din străi. Dar trebuie să ne învățăm. De ce facem lucrul acesta mai greșit câteodată? De ce? Pentru că Biblia de multe ori ce? Închisă. De multe ori nu vinim la adunare. Nu avem timp pentru adunare și din pricina aceasta facem greșeli. Din pricina aceasta comitem. Pentru că facem. Nu citim Biblia. Nu vinim la adunare. Și ne pare rău după genunchi, săracii genunchii mei, ce mai se chinuie să le pun? Dar mai smerește-le și pune-le pe genunchi. Să nu se închine numai la oameni, să se închine lui Dumnezeu și să dea slavă și cinste lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta, când vom sta în fața Lui să auzim glasul acesta, veniți și binecuvântați, dragii noștri, moștenie lui Dumnezeu, părăție Domnului. Doamne, ajută-ne că nici unul din cei care suntem în casa lui Dumnezeu, nici unul să nu rămânem afară, ci să fim în glorie și în slava lui Dumnezeu. Amin. Yeah.
Tu ai de gând să cumperi frigider în casa noastră sau tot umblăm cu carne când la mama, când acasă? Auzi, tot cu picioarele goale, pe podeală, pe plită sau poate punem un palas aici. Și bărbatul venind spre casă, tot se gândește, îmi aduce și astăzi aminte de asta, ori nu. Și invers. Azi tot o prăjit în mâncă. Poate mai face altceva. Auzi, dar tu hai de gând să ieși din casă, că întârziem 10 minute de când trebuia să fim la adunare sau în ospiție undeva. Eu mă îmbrac. Că dacă tu mi-ai fi cumpărat o altă haină, eu mă îmbrăcam mult mai repede. Dar trebuie cumva să aleg dintre cele ce deja... Dar păi am fost la bazar săptămâna trecută și ți-ai luat. Cu aceea e gata, m-am îmbrăcat. Astea sunt niște momente așa simple, dar întâlnite în toată familia. Prin care vreau să vă pun la cunoștință cu acest adevăr din viață. Atunci când în familie cuvântul trebuie e prea apăsat, nu mai găsește acolo nici fericire, nici împlinire, știi ce găsește acolo? Acest trebuie îți transformă viața în coșmar. Nu mai știi ce să faci. Lucrezi la două lucruri. Ca să câștigi. Ca să poți face. Sărmana nevasta aleargă toată ziua prin casă, ca din ceea ce este, din ceea ce e posibil, să facă, să lipească, să pună, să... Și încetul cu încetul îmi dau seama că cei doi, în loc să se bucure unul de altul, mai este o vorbă moldovenească, încep să-și scoată ochii unul altul. Când ai de gând să faci? Da tu când ai de gând să... Da tu când ai de gând să... Da tu! Dar ce asta e? Dar asta e datoria nevestei. Nu vi s-a întâmplat niciodată să vă spună nevasta cum alți bărbați spală blidele în urma lor după ce mănâncă. Dar în familia cu tare, el spală. Dar de ce la noi numai eu trebuie să spală? Deci e datorie. Da, nu-i chiar nicio posibilitate de a scăpa de problema asta mare, de cuvântul acesta trebuie. Ia încercați în familia voastră relația dintre soț și soție, măcar o săptămână să nu-i spui bărbatului tău ce trebuie. Și bărbatul să nu-i spui soție ce trebuie. Să vede ce se întâmplă. E posibil să scapi de aceste datorii, de trebuie? E posibil. Sunt două variante. Prima știți care e? Nu te însura mai rog. Asta e prima variantă. Dacă nu vrei să-ți scoată ochii, că nu faci aceea, că nu vii acasă la timp, că unde ai fost, pe ce ai cheltuit, dar de ce așa, de ce pe dincolo, nu te însura. Asta e prima variantă. Există și a doua variantă ca să scapi de datorie. Și dați-mi voie să citesc, că eu v-aș recomanda două variante. Nu prima. Dar prima e târziu. V-aș recomanda două variante. Un verset frumos, interesant. Puțin e scris în alt context, dar se potrivește foarte bine și în cazul nostru. Romani, capitolul 13, versetul 8. Acolo nu se pune, dar vă citesc să mă credeți pe cuvânt, dar nu putem afișa în față. Romani, capitolul 13, versetul 8. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Este o variantă ca să scapi de datorii. Dacă vrei să scapi de datorii, să nu te simți dator, să nu fii dator, să iubești. Fratele deja a amintit despre asta. Dacă vrei să nu fii dator toată viața, altă variantă e să iubești. Cum dragostea înlocuiește datoria? Încă un verset de la Efeseni, capitolul 5, versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Vreau să vă pun o întrebare. A fost dator Hristos ca să moară pentru noi? Cineva i-a pus în față și i-a zis, dar tu trebuie să mori pentru mine.
El a ales a doua variantă. El a murit pentru noi, nu din datorie, dar din... Dar care e diferență? Ați învoie să vă explic diferența. Ceea ce face dragostea, datoria nu face nici măcar 10% din ceea ce face dragostea. Când te simți datori, faci foarte puțin, foarte rău când te simți datori. Bărbați, ori trebuie să vă iubiți neveste. Fratele Pavlușa tot spune să se iubească și la bătrânețe dragostea e tot mai mare. Și te uiți cum îmbătrânește și se zbărcește. Da? Cum? Nu-i tare de a iubi. Dacă încerci pe baza datoriei să iubești, nu o să iubești. Dar dacă iubești din dragoste, de asta n-ați auzit, să iubești din dragoste, e posibil să iubești din multe motive. E posibil să iubești că te forțează, că te obligă, că te pune, că de altfel nu ești credincios cu adevărat și te stărui de răsputeri. Modelul lui Hristos de dragoste tocmai ne ajută să înțelegem cum în familie, ca să scap de datorii pe care nimeni nu le vrea și la toți le stă în gând acele datorii, totuși familia ta să fie fericită, să crească, să se construiască, să meargă bine. Varianta e să iubești. Să iubești după modelul lui Hristos. El n-a fost dator. Și Sorina niciodată să nu spună ce trebuie să faci. Dar tu să faci de 10 ori mai mult decât ea s-a gândit că tu ar trebui să faci. Uite, aceea e dragoste. S-a dat pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă din cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică. Și uitați-vă, spre ce țintește dragostea lui Hristos. Așa de tare ne-a iubit pe noi, nu din datorie, așa de tare ne-a iubit încât a vrut să ne vadă slăvită, fără pată, fără zbârcitură, frumoasă, sănătoasă, cu zâmbet pe buze. Sunt gata să fac tot pentru tine ca să te văd zâmbind. Sunt gata să fac tot pentru tine ca să te văd împlinit, fericit, satisfăcut. Vină Roger acasă și să zic, auzi, oprește-te odată să faci atâta mâncări că nu dovedea să le mănânci. Decât să zic că iar o prăjit, înțelegi? Asta e dragostea. Nu mai pot, e prea mult. Sau să zică Sorin, auzi, ori cumpere alte dulapuri, ori nu mai cumpăra atâtea haine că nu minca. Și nici nu sunt atâtea ocazii în care să mă îmbrac și să mă duc cu ele. Oprește-te odată să mă îmbraci atât. Cineva a pățit asta în viață, nu? Vreo femeie să zică bărbat, numai bărbat, oprește-te odată să-mi cumpere atâta bulea. Încă nu o să voi să ajungeți. Pentru că voi o să construiți familia voastră nu din datorii, ci din dragoste. Acum. Cum ne-a iubit Hristos? Pentru că versetul 28 zice tot așa cum ne-a iubit Hristos și e interesant că aici tot e cuvântul trebuie. Trebuie să-și iubească bărbații nevestele. Cum ne-a iubit Hristos? Știți cum ne-a iubit Hristos? Versetul 30 explică. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele. Și vreau să vă spun că de data asta ce am citit, nu se referă la căsătorie, se referă la relația între Hristos și biserică. Deci, Hristos ne-a iubit pe noi, de ce? Ce-a găsit în noi că ne-a iubit? Știi de ce ne-a iubit? Da, noi eram răi, vrăjmași, nicătere era. Dar când El s-a uitat la noi, știi ce-a văzut acolo? Oasele Lui, carnea Lui, sângele Lui. Și zice, dar s-a mie. Dar ce înseamnă să ai mie? Îs scumpi pentru mine. Au valoare. Prețuiesc pentru mine mult de tot. Nu pot să-i las să piară. Mă duc să-i aduc înapoi la viață. Pentru că os din oasele mele. Știți, când Biblia vorbește despre înființarea unei familii, exact se folosește această expresie.
și va lăsa omul pe tată și pe mamă și se va resti și vor fi una. Tu ești oasele mele, eu sunt oasele tale. Cum ne-a iubit Hristos? Hristos ne-a iubit punând pe noi valoare, uitându-se la noi ca la ceva foarte scump, ca la ceva important. Dați-mi voie încă un verset să citesc aici și tragem concluziile. Este un verset care tot e scris în alt context, dar se potrivește destul de bine cu ceea ce vorbim. În Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 21. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este... Știi că îl iubești? Uneori noi încercăm să învățăm pe oameni să iubească. Cum poți să-l înveți pe un om să iubească? Măi, să iubești, să iubești, să iubești. Iubirea nu trebuie învățată. Iubirea și așa apare când în fața ta știi ce este? Comoara. Unde-i comoara ta? Deodată acolo se duce și inima ta. Ce anume mai mult înseamnă pentru tine pe pământul acesta? Ce anume mai mult te atrage? Unde-i mai scump? Unde-i mai valoros? Și uite, cele mai multe familii dau faliment la capitolul acesta. În loc să se uite unul la altul și să zică mai mult decât orice, mai mult decât becul care nu arde două săptămâni, mai mult decât palasul, mai mult decât mașina, mai mult decât roțile de iarnă, mai mult decât multe, multe, multe ce avem noi pe pământul acesta, mai scump decât absolut orice îmi ești, tu. Tu pentru mine contezi mai mult decât orice. Tu ești comoara mea. Și fiindcă tu ești comoara mea, eu altceva în privirea mea nu văd decât ce? Comoara. Când Domnul Iisus vorbește despre comoară, ce zice? Dacă un om găsește un margaritar, ce face? Merge și vinde absolut tot ce are și... Pentru că nu-i nimic mai scump decât aceea. E o comoară. Deci, intrați într-o datorie pe viață. Dacă vreți ca această datorie pe viață să fie mai ușoară, să vă iubiți unii pe alții. Cum? Uitându-vă unul la altul ca la cea mai mare comoară. Pentru Sorina, Roger este comoara. Și inima ei iese din pieptul ei și se lipește de el, că e comoară. Acolo-i prețul. Acolo-i valoare. Asta mă interesează. Vreau ca ție să-ți fie bine. Și lui bine. Roger se uită la Sorina și vede în ea cea mai mare comoară. Tu ești comoara mea, mărgăritară. Celelalte lucruri sunt prea neimportante, prea mici. Da, dacă avem timp, le facem și pe celelalte. Dar tu ești comoara mea. Eu, inima mea iese din pieptul meu, se lipește de tine pentru totdeauna. În privirea mea, ești numai tu. Eu te fac pe tine fericită. Aș vrea să ne apropiem de momentul solemn al acestui legământ de căsătorie. Urmează cuvântul pe care sunt gata să-l dea cei doi unul la altuia. Acest cuvânt va fi spus cu voce tare, ca fiecare din noi care suntem prezenți să-l auzim, el se pecetluiește între noi și când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu împreună cu fratele păstor, el se pecetluiește între ei și Dumnezeu. Îi rog să se ridice în picioare, cred că s-au odihnit deja de drumul pe care l-au făcut. Urmează și după asta, ceea ce urmează au timp să se obosească. Eu am să citesc, să zic, acest legământ, jurământ numit
în alte cuvinte, promisiune, cuvânt pe care îl dai. Mai întâi mă refer la Roger, ca și cap al familiei care urmează să fie. Voi citi și după aceea, dacă ești de acord cu ce citesc, spui da. Dacă nu ești de acord, spui nu. Pentru că pe baza cuvântului pe care îl dai, așa se încheie căsnicia voastră. Frate Roger, te întreb înaintea Domnului și în fața celor prezenți aici, dacă, din dragoste, neselit de nimeni, o iei în căsătorie pe sora Sorina. Da. Ți-a auzit? Și promiți să o iubești și să fiți împreună la bine și la rău, în belșug și în lipsă, în sănătate și în boală, până moartea vă va despărți. Domnul să-l binecuvinteze pentru cuvântul care s-o dat. Acum mă refer la sora Mireasă, sora Sorina. Sora Sorina, te întreb înaintea Domnului și în fața celor prezenți aici, dacă din dragoste, neselită de nimeni, mergi în căsătorie după fratele Roger. Ți-a auzit? Și promiți să-i fii supusă și să rămâneți împreună la bine și la rău, în belșug și în lipsă, în sănătate și în boală, până moartea vă va despărți. Domnul să-i binecuvinteze. Pe baza acestei promisiuni venim înaintea Domnului ca să unim și să cerem din partea Domnului să pecetuiască acest cuvânt și în același timp Domnul să călăuzească întreaga lor viață până la sfârșit. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeul nostru, prin Domnul Iisus Hristos venim în fața Ta și îți mulțumim în clipă de față pentru Roger și Sorina. Să mulțumim că la timpul potrivit ai bătut la ușa inimii lor și au deschis inima pentru Tine ca Domn și Mântuitor. Îți mulțumim, Doamne, că Roger a găsit-o ca o comoară pe Sorina. Să mulțumim că Sorina l-a găsit ca o comoară pe Roger, Doamne. Și ajută-ne ca acest legământ pe care îl fac în fața Ta să fie pecetuit de Duhul Tău, de puterea Ta, Doamne, și să fie pecetuit până la sfârșit. Leagă-ne în clipă de față cu lanțurile dragostei Tale, Doamne. Și acest lanț al dragostei Tale să fie strâns din an în an, din ce în ce mai strâns, ca dragostea aceasta să crească, dacă vântul vor avea pe Tine în viață totdeauna ca Domn și Mântuitor. Te rog, Doamne, în viața lor să nu se întâmple nimic fără voie știrea Ta. Să fii tot sub control și paza Ta și ochii Tăi, Doamne. Te rog să aibă un viitor binecuvântat în Tine și dacă vor avea copii, să fii copii sănătoși care să deie slavă și cinste în numele Tău. Le încredințăm în mâna Ta, Doamne Iisuse. Și te rog, pe leagă-le, Doamne, fecetuiește, Doamne, căsătorie aceasta, legământul acesta și fă că să fie până la sfârșit și când vei veni Tu, Doamne, ei să fie împărăție Ta și toată biserica să fie în glorie și în slava Ta. Amin. Amin. Doamne Tată din Cer, împreună cu întreaga adunare, împreună cu părinții acestor doi tineri și prin slujitorii Tăi, cerem astăzi, Doamne, ca să-i binecuvintezi. Amin. Și pe baza cuvântului pe care l-au dat unul către altul, să pecetuiești, Doamne, acest cuvânt până la sfârșit. Amin. Lasă, Doamne, ca în familia lor ei să guste din cele mai frumoase momente din viață de împlinire, amin, de dragoste și de fericire. Amin. Dar în același timp înțelegem, Doamne, cât de tare cel rău încearcă să distrugă astăzi familiile. Acolo unde ar trebui să fie bunătate și dragoste și pace, el încearcă să aducă ură. Doamne, cerem ca în familia lor să faci, Doamne, un scut de apărare din partea celui rău, să nu se poată apropia și atinge de ei. Și Tu, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, în fiecare zi să-i cercetezi, amin, în fiecare zi să le vorbești,
Și în fiecare zi, dragostea lor unul pentru altul să crească tot mai mult. Amin. Și tot mai mult. Știm, Doamne, că și ei sunt oameni și sunt supuși la slăbiciunile acestea omenești, dar vrem, Doamne, cu credința în Tine să construiască o familie fericită pentru ei, pentru binele lor, pentru fericirea lor, pentru fericirea familiei lor. Vrem, Doamne, să-i binecuvintezi, să-i păzești de cel rău. Vrem, Doamne, să le pui la dispoziție toate cele necesare pe pământul acesta, de ce vor avea nevoie. Vrem, Doamne, să le dai sănătate și multă sănătate. Să le dai posibilitate de lucru și putere de lucru. Să le dăruiești copii. Să faci, Doamne, ca în familia lor să fie bucurie și râs. Doamne, Tată din Cer, știm că toate acestea sunt posibile atunci când se vor iubi. De aceea, mai mult decât orice, mai mult decât orice datorie care există și care se cere unul de la altul, cerem, Doamne, ca să-i legi cu adevărata dragoste. Amin. Acea dragoste, Doamne, care se uită la celălalt ca la o comoară. Amin. Și acolo unde este comoara lor, acolo să fie și inima lor. Și leagă-le inimile lor, Doamne, în așa măsură, încât niciun om și nicio problemă de pe pământul acesta să nu le poată dezlipi. Și toată viața lor, cât le vei da Tu, ei, Doamne, să se bucure din plin de Tine, de familia lor și de relația unul cu altul. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Iată-i ziua ce-a cerut-o de la Domnul pentru voi, rugăciunea voastră astăzi s-a împlinit. Bucuriți să aveți în suflet, ca și astăzi printre noi, Duhul Sfânt din casa slava coborit. Diamantul fericirii să-l păstrați. Și la Domnul toată viața veți găsi la El sprijin, doar pe El mereu, mereu să-L urmați. E o zi în care Domnul Sfânt, va sprijini.
Sfânta Părinuie, Înaltă Încăpere, Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Iar acum, la încheiere, rostim împreună cu toată adunarea în glas rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cea rău, căci Tare este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Ne grăbim ca să stăm cât mai repede la masă, atunci copiii nu-ți grăbesc, ei au timp. Pentru ei e ceva plăcut ca să meargă înainte. Este prima sărbătoare în familia aceasta, nouă născută, prima sărbătoare la care noi toți împreună participăm. Dar ca și oameni temători de Dumnezeu, e potrivit, e bine ca să începem cu rugăciuni. De ce îi invit ca să fie, să roage Domnul frate Pavel Pitihașne, să ceară binecuvântare peste timp care urmează mai departe, fiind toți aici împreună la masa aceasta. Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul nostru, prin Domnul Iisus Hristos, venim în fața Ta și vrem să-ți mulțumim că suntem la această căsătorie. Să mulțumim pentru Rogin, pentru Sorina,
Să mulțumim că la timpul potrivit li s-ai deschis, Doamne, și te-au primit ca Domn și Mântuitor, au primit dragostea Ta, bunătatea Ta și de-a lungul vieții se vor iubi cu dragostea Ta, care este dragoste necondiționată, care iubește în orice împrejurare. Acum te rugăm să binecuvintezi orice nuntaș care este invitat la această căsătorie. Te rog să binecuvintezi lucrarea care se va face la această căsătorie. Fă, Doamne Iisuse, că Tu să fii pe primul plan la această căsătorie, Doamne. Și te rog să Te invităm că Tu să fii primul loc să iei, Doamne Iisuse, la această căsătorie. Și tot ce se va face, se va face pentru glorie și slava Ta, Doamne. Așa cum în nunta Cana Galilei ucenicii au văzut slava Ta, fă, Doamne, și la această căsătorie să se vadă slava Ta, Doamne Iisuse. Și toți nuntașii să se întoarcă bucuroși, slăvind numele Tău. Da, tineretul, se semene să se întoarcă bucuroși, să iei decizii în viață, să slujească până la moarte. Dar Roger și cu Sorina să trăiască o viață frumoasă, să trăiască o viață în dragoste. Și cât vă trăi pe acest pământ și cât vă avea viață, numele Tău să fie proslăvit în viața lor. Acum te rugăm să asfințești bucatele care sunt pregătite. Pe noi, frate, vrei ce le-a primit pe Tine, Te-a slăvit ca pe un Tată, Fiu și Duhul Sfânt de veci. Amin. Mile mireasa este, prieteni de onoare sunt, noi suntem, dar totuși vrem ca să ascultăm câteva cuvinte prin care ies neprovaci ca să mâncăm. Mâncarea e pregătită de asemenea. Dar ce aveți de ne spus voi nouă? Poftă bună! Da. Luați loc toți și într-adevăr, cum au spus Mire Mireasa, poftă bună! Vreau să aduc la cunoștință ca să știți pe parcursul nunții. Eu voi fi acela care voi conduce această nuntă, dar în același timp este împreună cu noi fratele Arcade, cu familie, care vor lăuda pe Dumnezeu prin cântările care au pregătit. Tată, în sfârșit Adame, lângă Tine a apărut o ființă prea frumoasă, care Ție Ți-a plăcut. E femeia minunată, este darul cel ales, ca să fie a Ta nevastă și un ajutor de preț. Ce dar frumos Tu ai primit, să ții la ea precum la Tine, s-o prețuiești, să o iubești și veți avea Adame, azi din somn te-ai trezit, Domnul chiar din a ta coastă o femeie ți-a făcut. Să nu umbli nici când singur pe acest pământ privea, strâns legat, unit în lanțul dragostei să vă purta. Ce dar frumos Tu ai primit, să ții la ea precum la Tine, s-o prețuiești, să o iubești și veți avea fericire. Ce dar frumos Tu ai primit, să ții la ea peleste la tot pasul, caute avă mușcat. Dar voi să-L chemați pe Domnul și o crotire vă va da.
Sfinția voastră căsnicie, colțul cel de rai frumos. Iar în casa voastră fie împărat și Domn Hristos. Ce dar frumos tu ai primit, să ții la ea precum la tine, s-o prețuiești. Am observat că mesele noastre sunt trei tipuri de apă, sticle diferite. Voi lua două din ele, care e bine ca să atragem atenție fiecare dintre noi. Este Coca-Cola și este Fanta. Dacă cu atenție ne uităm, ambele tipuri de apă sunt diferite prin componența lor, prin gustul lor, prin locul unde a fost gândit, făcut și așa mai departe. Dar aș vrea ca să vă servesc pe voi, mire mireasă. Dați-ne... E liber, da? Roger, Sorina, pentru voi. Mesajul e pentru voi. Dacă ați atras atenție, fratele Arcadia a spus un lucru frumos, important din Biblie, și anume, ceea ce Dumnezeu a împreunat, omul ca să nu dispartă. Nici prin cap să nu vă treacă, nu vă treacă gândul ca să vă despărțiți. Ca să înțelegeți mai clar, am hotărât ca să fac în felul următor. Sunteți din familii diferite, din sate diferite, cu gândire diferită. Însă ceea ce este important ca să nu uitați, sunteți una. Dacă am luat, spre exemplu, Coca-Cola, am turnat într-un pahar. Și e bună. Cât că ați băut-o și sunteți de acord că e bună. Ceilalți din sală de asemenea, ați spune că este foarte bună apa. Așa sau nu? Dar în același timp trebuie să vă dați seama, unii dintre noi beți cealaltă. O beți Fanta. Tot este bun. Dar când o torni în Coca-Cola, ceva se schimbă. Încă mai bună, da? Frumos, Roger a spus. Se face încă mai bună. Și acum aș vrea ca să încercați să le desparteți. Dacă e posibil. Roger, tu ești cap familie, bărbat. De ce? Dori simplu, apă. Trebuie stricurat. Oare vă spus dacă stricuri? Poți face? Deci am făcut vizual ca să înțelegem, să ne dăm seama. Familia nu se desparte. Biblia spune clar, Roger, Sorina, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu desparte. Dacă o simplă apă ne face ca să înțelegem că nu o putem desparte, cu mult mai mult, viața de familie este scumpă, importantă și de preț în ochiul lui Dumnezeu. Ați hotărât ca să trăiți împreună. Domnul îți va dea înțelepciune ca să trăiți împreună. Să nu uitați. Dacă sunteți din familii diferite, dacă sunteți cu gânduri diferite, totuși urmează ca să fiți una în Hristos. Ca și familie, oameni care să-L slujiți și să-L iubiți pe Dumnezeu. Acum, nu știu, încercați ca să o gustați. Nu știu ce să o primit. Dar asta e într-un fel oricare viața voastră. Într-un fel oricare să vă dați seama că nu puteți, nu-i normal ca să vă despărțiți. Foarte bun, da? Domnul să binecuvânteze. Așa cum v-am spus, Domnul să binecuvânteze pe toți, să ne dea înțelepciune nouă celor care avem familii, ca să prețuim soția sau soțul care îl avem, să ne iubim și să nu ne treacă prin gândul nostru, prin mintea noastră, gândul ca să ne despărțim. Ci din contră, să rămânim la adevărul Dumnezeu, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu dispară. Ascultăm două, trei cântări. Sau dacă... E bine, atunci aș vrea ca să avem un timp în care unii dintre voi poate ați venit doar numai cu gândul ca să stați la masă, să mâncați, nu cumva ca să vă dăm microfonul. Microfonul nu are cablu, dacă ați observat. Dacă microfonul nu are cablu, ușor de ajuns la oricare masă și la oricare persoană. Cred că suntem conștienți că foarte... nu doar numai, de fapt la toți. La toți dintre noi ne este plăcut foarte mult când cineva ne spune cuvinte deosebite, cuvinte de încurajare.
De fapt, oricare cuvânt când cineva îmi spune, ne face ca să întinerim, ne face ca să prindem putere. Când cineva te încurajează, când cineva îți spune cuvinte de valoare. De asemenea, când citim Cuvântul lui Dumnezeu, putem observa că la început, până la un moment dat, oamenii au vorbit o singură limbă. Toți erau de aceeași limbă, toți împreună vorbeau prin același înțeles. Dar la un moment dat, oamenii au ajuns la starea în care, din pricina că au dorit ca să-și facă nume, au ajuns la starea în care Dumnezeu a trebuit ca să amestece limbile lor. De atunci până astăzi avem amestecare de limbi. Unii vorbesc în limba română, alții în limba rusă, alții în limba ucraineană, italiană, trei puncte. Dar este în orice limbă, este o propoziție care nu poți trece cu vedere. Ce se numește eu te iubesc. Eu te iubesc. Nu știu dacă ați spus unul la celălalt, Roger cu Sorina, dacă ați spus că vă iubiți sau nu. Cred că sunteți conștienți că vă iubiți. Dar aș vrea ca din cei care suntem în sală, din motiv că vorbim limbi diferite, din motiv că suntem din localități diferite, să încercăm ca să spunem în concursul care urmează, să spunem în limba în care noi cunoaștem propoziția eu te iubesc. Condiția este în felul următor. Ultima persoană care spune într-o limbă necunoscută eu te iubesc, persoana aceea este câștigătoare. Eu am spus în limba română, eu te iubesc. Cine ar vrea ca să spun în altă limbă? În care limbă voi cunoașteți? Propoziția eu te iubesc. Ca să fie ușor pentru Roger să înveți și ei alte limbi, nu doar numai română. Nu a pe dânsul? Eu nu știu dacă știe toate limbile. El numai română o zis că știe. Cine mai știe altă limbă? În engleză? I love you. I love you. Mai ce limbă cunoașteți? Cine? Voi ați spus? Da. Haideți, spuneți la microfon să audă. Eu te iubesc. Limba rusă, tot e importantă. E o limbă tot bine cunoscută. Da. Ich liebe dich. Cred că germană, nu știu. În ce limbă? German, eu am prispus. German. Mai în ce limbă? Da, mai este? Da? În ce limbă știți? Italiano. Spuneți. Amore mio. Amore mio. Bine. Roger, tu ai notițe, scrie ori nu? Scrie, se înregistrează. Am ajuns la limba care? Mai țineți minte? Italiană. Ia te becohai. E normal, limba ucraineană. Bravo. Da, mai este? Je t'aime. Cred că franceză. Limba franceză. Spaniolul? Am auzit. Nu știu, eu nu cunosc. Nu știți. Te quiero? N-am învățat. Bine, mai în care limba cunoașteți? Da? Te amo. Spaniolul sau ce? Italianul? Ne limităm sau mai sunt cineva care știți alte limbi? Germană? Turiescă? Seni severu. Așa cum a zis. Ați înțeles. Eu nu tare știu, dar cred că ați înțeles. Notează, fă notiții. Mai în care limbă? Ne oprim la limba turcă? Koham ce, tkine po. Koham ce. În ce limbă? Poleacă? Frumos. Poleacă? Mai? Care țări sunt pe aproape de noi, poate? Spaniolă, cine știe? Da, e așa vă знаете? Айшетеру. Японскую. În limba? Японă. Японă? Nu, suntem bogați noi aici. Știți mai altă? Haideți, cine că totuși bine mireasă, cred că aveți pregătit ceva pentru cei care spun ultima propoziție într-o limbă străină. Roger, ești aici? El e ocupat cu mâncarea, n-are când. El mai vrea să învețe, mai măcar încă o limbă. Ești frate Arcade? Sărătlec. În ce limbă? Maghiară. Maghiară. Nu e simplu limba asta? Mă le-am trecut câteva. Nu le-am învățat.
Mai care limbă? Îi dăm lui fratele Arcadie cadou sau mai spune cineva? Cum? A, mai este? Oh, special la urmălaș. Saranie, Coreea. De la filme sau de unde ai luat? Eu presupun, nu știu. Observați cât de oameni diferiți suntem, dar totuși Dumnezeu este cel care, chiar dacă a făcut ca limbile ca să fie diferite, totuși, cel puțin această propoziție o spunem noi. Eu te iubesc. La ce am ajuns? La cacao în greacă. Oh, oh. Sunt pe Google Translate, agapao în greacă. Da, așa. Mai aveți nenea Google, uitați-vă nenea Google ce spune. Altă limbă. Tinerii, sunteți mai ageri. Tinerii, da. Tinerii se ocupați cu mâncarea. Deci, mai este? Sau rămânem la limba? Care a fost? Greacă. Dar totuși Mirli spune că să mai întreb o dată. Este cineva care știe o altă limbă sau îi dăm cadou la persoana care o câștigat? Da, poftim. Вдруг сердце дрогнуло тогда, и небо содрогнулось. В тот день, когда его глаза, в ее глаза смотрелись, над головою небеса запели. Солнце вы друг для друга, в мире и любви навеки. Солнце вы друг для друга, чтобы прославлять. Созданные друг для друга, в мире и любви навеки. Созданные друг для друга, чтобы прославлять Христа. Вы будете друг с другом, теперь ты будешь называть ее своей супругой. Пусть не коснутся никогда ни горя, ни ненастья, одна любовь, один Господь и счастье. Созданные друг для друга, в мире и любви навеки. Созданные друг для друга, созданные друг для друга, в мире и любви навеки. Созданные друг для друга, чтобы прославлять Христа. De cum ai intrat pe ușă, eu mi-am zis, parcă-i păpușă, îmbrăcată în mireasă, bănuiesc că a fost aleasă de acest prinț fermecător, ca să-i fie de ajutor. S-o iubești, stimate prinț, că-i frumoasă, îngrijită și văd eu că-i dighisită, iar tu, ca drept răsplată, să respecti dulce mireasă, să-i gătești, să-i pui pe masă, hrană bună și gustoasă, ca la mama lui acasă. Ca să fie treaba bună, de cinci ori măcar pe lună, să-i șoptești la urechiușă, dragă, nu ești doar păpușă, ești și mare gospodină, faci mâncarea cea mai fină. E frumos să fii mireasă, mai ales de un prinț aleasă. Numai în povești citești despre nunți împărătești, despre prinți, despre prințese, despre nunți tot mai alese. Dacă vreți a voastră nuntă între povești fie trecută,
Dacă vreți o lume întreagă să audă și să vadă de-a voastră căsnicie ce-a durat până în vecie, nu uitați, luați pe Domnul în a voastră drumeție. Amin. Din partea noastră a tineretului vreau să vă felicităm cu sărbătoarea aceasta de azi și vă dăm așa o cartinc ca amintire și vreau să vă les un verset din Biblie de la 1 Timotei unde spune că ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-o un cuget bun și credință neprefăcută și Domnul să vă binecuvinteze pe calea care de familie care s-a apucat înainte. Și mută fericire
în inimă pace, iubire și multe fericire. Și dintre voi să nu lipsească Dumnezeu, pe El pe cale să Îl urmați mereu. Noi vă dorim ca să aveți în inimă pace, iubire și multe fericire. Și dintre voi să nu lipsească Dumnezeu, pe El pe cale să Îl urmați mereu. Și dintre voi să nu lipsească Dumnezeu, pe El pe cale să Îl urmați mereu. Voi o să trebuiască să faceți o fotografie mai frumoasă decât fotograf. În fotografia voastră constă în aceea că va trebui ca să desenați. Încercați ca să desenați pe Mire și Mireasă cât de frumoși sunt ei. Așa o fotografie, ca să aibă amintiri toată viața. Vă deja... Ați înțeles? Bine. Atunci, vă luați pe o foaie. Noi am venit să sărbătorim cea mai frumoasă zi, o zi măreață în care acum voi vă uniți pe al vieții drum. La nunta voastră noi am venit să sărbătorim cea mai frumoasă zi, o zi măreață în care acum voi vă uniți pe al vieții drum. Fiți fericiți în viața voastră, în drumul pe care porniți. Iubirea să fie diamantul pe care să-l prețuiți. Fiți fericiți în viața voastră, în drumul pe care porniți. Iubirea să fie diamantul pe care să-l prețuiți. Voi ați chemat cu dragoste rude și prieteni apropiați. Dar mai cu seamă noi dorim acum Domnul să vă fie tovarășul de drum. La nunta voastră voi ați chemat cu dragoste rude și prieteni apropiați. Dar mai cu seamă să-l prețuiți. Fiți fericiți în viața voastră, în drumul pe care porniți. Iubirea să vă fie diamantul pe care să-l prețuiți. La nunta voastră noi vă dorim zile cu soare și numai împliniri. În toată viața noi să auzim este tot senin. La nunta voastră noi vă dorim zile cu soare și numai împlinit. În toată viața noi să auzim că cerul vieții vă este tot senin. Fiți fericiți în viața voastră, în drumul pe care pornim. Iubirea să vă fie diamantul pe care să-l prețuiți. Fiți fericiți în viața voastră, în drumul pe care porniți. Iubirea să vă fie diamantul pe care să-l prețuiți. Fiți fericiți în viața voastră, în drumul pe care porniți. Iubirea să vă fie diamantul pe care să-l prețuiți. Fiți fericiți în viața voastră, în drumul pe care porniți. Iubirea să vă fie diamantul pe care să-l prețuiți.
Eu voi da întrebări. Voi, cei din sală, va trebui ca să dați răspuns. Când dați răspunsul, mire mireasa spune, dă din cap. Ori drept, ori nu drept. La cine e drept, primește un Snickers, care l-aș mânca eu, da? Vă-l dau vouă. În caz că nu e drept, dăm altcuiva posibilitatea ca să dăi răspuns la întrebare. Ați înțeles? Repet. Va trebui ca să facem cunoștință cu mire mireasă prin întrebări. Voi da întrebări la care aștept răspuns din partea noastră, celor din sală. Poate unul cunoașteți mai bine pe mireasă, alții îl cunoașteți mai bine pe mire. Întrebarea la care știți răspunsul, ridicați mâna în sus, ca să spuneți. Și răspunsul o să fie foarte scurt. Haideți să încercăm. Prima întrebare. Întrebare care are de-a face cu amândoi. În ce an s-au cunoscut mirii? 2017. În 2017, da sau nu? Nu. Asta sunt mari detalii. Nu bun, luna. Nu cred că găcesc. E mai greu asta. Dar din 12 luni, una, precis. Sau cineva știe? Cum? Iarna? Decembrie? Hai să nu muncim oamenii, dăm ciocolată pentru cei care... Hai următoarea întrebare. Noiembrie. În noiembrie? Toamnă. Toamnă? O toamnă are numai 3 luni. Roger, ce spune, Sorina? Ora, să uitați și voi. Nu-i drept. Da ori nu? Nu. Alta. Eu am auzit despre ce a spus. Nu-i toamnă. Nu-i toamnă. Aveți alte propuneri? La început de decembrie. La început de decembrie. Ați văzut? Părinți știu totuși. Părinții mult nu știu, dar știu totuși. Următoarea întrebare. Haideți cu atenție, ascultați. Cu ce nume e scris mirele în telefonul miresei? Hai, dați-i cu părerea. Totuși, haideți dați idei. Dar eu nici n-am idei cum e scris. De ce ești, mă întreb pe voi. De unde știu? Cu Roger, da? Roger. Așa e ori nu? Păi, drept. Wow. Atunci, următoarea întrebare. Dar cu ce nume e scris mireasa în telefonul mirelui? Sorinica. Nu. Sorina. Voi trebuie să o păstrați pentru voi cutie întreagă. Bine, următoarea întrebare. Cine a visat mireasă să devină în copilărie? Sau profesia la care i-a visat, a dorit foarte mult? În copilărie, mireasa. Bărbaților, ce ziceți voi? Stewardesa. Da? Nu. Doctoreasă. Învățătoare? Nu știu, întrebați-o bine. Învățătoare? Wow! Bravo! Bine, următoarea întrebare. Care-i mărimea inelului la mire? 22. Nu știe. Uitați-vă! Nu-i? Da, diametru. Diametru la inel, la mire. Care? O variantă a fost 22. 22, da? V-ați sfătuit și până la urmă ați hotărât că așa e. Bine. Care a fost... Da, asta e complicat întrebarea. Care a fost primul cadou din partea mirelui pentru mireasă? Nu știu de mijoară. Da. Roger, ești aici? Cu atenție. Un sărut. Un sărut. Roger. Nu știu dacă observați. Eu mă uit la fața lui Roger. El nu știe și care răspuns aleagă, că mai bun. Bă, ce ați spus? Ceașcă imprimată, o cană cu numele miresii sau Lușevă medvede.
Care e mâncarea preferată a mirelui? Care e mâncarea preferată? Stați. Chirojde? Poftă bună. Poftim. Cine? Că nu am atras atenție. Voi. Voi sunteți împreună. În limba rusă? Da. Pastaraj. А, vreau Snickers. Какие любимые цветы la mireasă? Cum? Cum apier? Невеста. Да. Как? Орхидеи. Ромашки. Розы. Не ж нужно, что чего. Да, спуни мой тарик, забуду тут. А у стом. Partea feminină mai bine știu despre ce ești vorba. Noi mai greu. Mașina preferată a mirelui. Iubima mașină. Mercedes. Roger? Vito? Tot de ce e, da? Bine. Vă mulțumesc mult pentru participarea voastră, pentru faptul că ați fost foarte activ. Dacă mai doriți să participați, urmează după cântări ca mai să avem concursuri în care vrem ca să fiți activi. Într-un fel oricare am făcut cunoștință cu Mire Mireasă. Poate doriți ca să spuneți cuvinte de fericitare? Nu. Bun. Viața mea, eu te-am chemat, m-am încrezut în tine. Dar valul greu m-a îndepărtat și șoaptele străine. Eu tot mai cred și încă văd credința răsplătită, chiar dacă n-am putut vedea, dorința mea împlinită. Eu nu te mai aud, dar totuși știu că mă vechez. Eu nu te pot vedea, dar totuși știu. Ce-ai lucrat așa? Vrăjmașul îmi șoptește ades că ai uitat de mine. Și am ajuns în stare grea, deși am crezut în tine. Dar eu mai cred și încă văd prin negura de ceață o dimineață răsărit și scumpă-i stradă față. Știu că mă vechez, eu nu te pot vedea, dar totuși știu că tu mă vezi. Eu nu mai înțeleg cuvântul și lucrarea ta, dar într-o zi
chiar e mireasa, chiar e mire. Vă place ori nu? Spuneți-mi. Da. Da. Foarte frumos. Da, le dați la celor care n-am dat? Cui n-am dat? Păstrați la voi asta în amintire. Poate la perete puneți în casa voastră. Mai? Aici aș vrea ca să vă arăt câteva lucruri. Pentru cei care sunt șoferi, cel puțin șoferi știu semne de circulație. Și nu e nici complicat. E tare simplu. Așa cum nu e complicat, așa simplu trebuie și ei. De aceea îi invit în față bărbați, femeile, cei care conduceți mașini, care, sau mopede, sau motocicla, ca să participați, să dați câteva lucruri legate de semicirculație. Ce o să fie concret, vă invit în față, o să vă lămuresc ce trebuie să faceți cu foile astea, cu znacurile astea, cum noi spunem. Deci spun, bun, vă spun, că e greu, văd că altfel nu, rădăcine e viața acolo. E ca spre exemplu. Spre exemplu, znacul ăsta. Cei care cui etică znacul ăsta trebuie ca să spună o felicitare legat de znacul ăsta pentru familia lor. Unde cum suntem de gândit? Sau asta? Sau, de exemplu, asta? Ori luăm în așa fel, ca să spunem, ce vedeți aici și ce felicitare ați putea ca să luați, să le dați la acești doi tineri. Da, o felicitare. Znacul scrie una. Spune una, dar dacă ai o felicitare legat ceva cu znacul ăsta pentru Roger și Sorina. Cine ar vrea ca să vină în față ca să spună felicitare? Să mă duc în sală să le dau celor care... E greu și asta, da? Ah, da, printre altele, cei care participați primiți câte un Snickers. Așa? E bun? Două? Oho! Dar eu ce rămân? Hai, care? Ei este. Da. Pentru familia lor. Gândiți-vă, sfătuiți-vă. Cui mai dau ca să vă gândiți? Mă dau vouă? Nu spune exemplu despre bicicletă. Gândiți-vă ca să le puteți spune felicitare legat de bicicletă. Hai, mă dau câte foaie la o masă. Mai ușor, da? La părinți. Ori părinți nu participați. Hai, părinților, vă gândiți la asta. Care voi vreți? Alegeți. Cu lucrul, am dat cu lucrul. Vă gândiți. Hai, luați voi, veniți adnă, adin znac. E că, ca pajulani de mălădâng. Nu, ce-o variant. Hotel. Znac, care, cum noi spunem la noi, în limba noastră, ne-o ticat znacul ăsta. Ce aici vă doresc pentru voi ca și familie, ca să fiți primitori de oaspeți. Casa voastră să fie deschis pentru cei care n-au loc unii, care trec pe lângă casa voastră și au nevoie ca să nopteze. Să găsiți un pat pentru dânsi și unii stăi să nopteze. Voi mai faceți compunere sau ce? Hai. Voi să fac compunerea? Poftim. Am dorit împreună cu Iadic. Spuneam că se n-ajung Sorina, Roger, sindic, oșa transport. Numai atunci când veți merge undeva la prirodă și când ați fla vântișorul lin și ușor el atunci să fie cu oșa transport, nu altfel nu.
Cei care n-ați văzut, merge vorba de bicicletă. Ideea a fost că bicicleta să fie ultimul transport care să-l folosească în familia lor. Da? Așa, n-am îngreșit. Semnul nostru rutier indică un telefon. În circulația rutieră ar însemna că în apropiere este un aparat telefonic. Dar în familia voastră eu v-aș spune că telefonul să fie mijlocul de comunicare și să nu așteptați niciodată să... Cine să telefoneze primul? Să vă telefonați și să vă stimați reciproc și când ai să fii la volan să nu folosești telefonul. Nici tu, nici tu, că amândoi sunteți ok. A, da, 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 snickersurile. Sau mă, Edgar, mă ajungi? Ajută-mă. Dar doi Edgar avem noi. Tot duci într-o parte. Așa, gata. Dar și eu am participat. Eu n-am mâncat snickers. Și eu am spus. Bun, glumesc. Voi sunteți pregătiți? Cei mai tineri de aici, împreună cu părinții. Cât mâncați? Dar măcar ce snack ați avut? Ori gata l-ați dat la o parte undeva. L-au încalcat. Dima, voi ce aveți? Znacul nostru rutier este restoranul sau idalnia. Totdeauna în casă să aveți belșug de hrană și nu uitați și de restoran. Da, mai ales când sunt bani. Dar dacă nu, tot mergeți. Este interzis să-mi treci în autobil. Și eu vreau să vă spun că să nu faceți niciodată întrecere între voi, să vă întreceți unul pe altul, că eu sunt mai frumos, eu sunt mai frumoasă, eu sunt mai așa, eu sunt mai așa. Asta interzice Scriptura și interzice și abgonul acesta să nu faceți așa ceva. Să fiți una în Hristos și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Traducerea abgon zaprișion. Voi n-aveți znacul? N-ați spus la șoferii? Nu am ridicat... Semnă, cum să zici, rătuier, zapraucă și din partea mesei noastre dorim că își va zăpărbi să tătgasă cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute pe toți, de fapt, pe toți, ca să avem zapraucă asta în viața noastră. Ori vă sătuiți încă. Remont. Punct tehnicisco obslujului. Trebuie să oprească unul. Nu pe altul stăgiu. Dar este și un cai steclă. Eu înțeleg că voi multe aveți comentarii. Tare bun. Nu, dar znacul ați înțeles. Toți ați primit. Da, mai este cineva aici. Voi ați rămas. Aveți fericitare până la urmă? Roger, dă Doamne de este drumuri în Ucraina să nu cibră. De este znacuri să nu cibă, dispară. Și ibă drumuri bune. Și să lucrați, să lucrați amândoi. Nu numai unul. Pe znac numai unul lucrează. Dar voi și lucrați amândoi. Să întorceți așa și pe amândoi. Da, frumos spus. Mulțumesc. Spate znacul eu. Amintiri mea. Pentru mine. Totul. Mi-a plăcut foarte mult de participarea fiecăruia, că ați fost acei care ați avut cuvinte de fericitare. Voi n-ați spus. Mi-am adus aminte. Pune znacul. Părinții spun. Spuneți voi că aș cu tata? Le dăm voi la tineri. Tinerii sunt mai energici și mai multe idei au. Hai, Dorina? Deci am un znac unde e arătat pișeholul. Vreau să vă doresc ca unii n-aș merge, cei n-aș treci, treceți să uită împreună, diminuți și amândoi numai. Da. Mulțumim. Și cu aluada, Edgar. Roger, de că școlădele se strâng. Mai am o felicitare prin care vreau ca să participăm noi toți împreună. După care v-am ascultat mai câteva cântări. Dacă vă aduceți aminte, tare am vrut ca să participați împreună la lucrurile sau persoanele care sunt descrise în Biblie, ca și familii. Vă duc la cunoștință despre persoane care poate le știți, dar ați uitați. Spre exemplu, știți despre Iosif și Maria? Iosif și Maria au fost perechi care au fost la dispoziția lui Dumnezeu.
Știți despre Adam și Eva? Știți. Prin ei avem viață noi ca și oameni în ziua de azi. Știți despre Ananie și Safira? Știți despre Acuila, Priscila, Zaharie, Elisabeta și așa mai departe. Ce aș vrea în următoarele minute? Am dorit ca să dăm o felicitare pentru voi, mire și mireasă. Și am scris despre o familie care iese din Biblie, Acuila și Priscila. Nu știu dacă mulți dintre noi cunoaștem despre familia aceasta. Dar așa cum unii dintre noi ca și pereche, spre exemplu, Vasile cu Maria trăiesc împreună. Sau, nu știu, cum ei împreună, Roger cu Sorina. Așa descrie în Biblie despre o familie care le purtau numele Acuila și Priscila. Ei erau o familie, dar totuși ei împreună erau o familie care în viața lor, casa lor o pusă la dispoziție ca în casa lor strângă alte persoane, biserică ca strângă, ca să laudă Dumnezeu. Asta vă doresc vouă. Ca și familie, ca să fiți primitori de oaspeți, în care numele Dumnezeu să fie slăvit. De asemenea, am dat încă două foi care aș vrea ca să aveți cuvinte de fericitare despre două familii. Roger, ascult pe Iadie Băloșă. Aici mi-a dat o scrisoare și scrie despre Nabal și Abigail. Era o familie muncitoare. Aveau de toate în familie. Dar într-o rând s-a întâmplat ceva. Vine niște slujitori al lui David, împăratul David, și spune, dă-mi ceva de mâncare pentru slujitorii mei. Nabal se uită, zice, dar cine sunteți voi? Eu să vă ajut pe voi și nu le-a dat nimic. Nu le-a dat nimic. Eu spun istoria și pe urmă vă dau îndemnul. Nu le-a dat nimic. Și acei slujitori s-au întors și au spus împăratului David, nu mi-au dat nimic. Atunci împăratul David s-a mâniat, a încălecat pe cai și toți slujitorii lui, spune, mergem și nimicim casa lui Nabal, familia aceasta, o nimicim și o ștergem de pe fața pământului. Femeia aceasta, vreau și Sorina să fie așa ca femeia aceasta, să fie ca femeia aceasta. I-a ieșit înainte lui David și a spus, Davide, nu fă lucrul acesta, când vei fi împărat să n-ai mustrări de cuget și dureri de cap. Nu fă lucrul acesta că e păcat. Și s-a oprit Abigail, a oprit nenorocire care să vie peste familie. Sorina, îți doresc totdeauna să fii înțeleaptă, pricepută, să oprești totdeauna nenorocire care să vie peste familia ta, să pricepi și împreună cu Roger să vegheați și să dați slavă lui Dumnezeu. Lui Roger spun, Roger, dacă vine cineva dintre sfinți și cer un ajutor și tu îl poți face, te rog frumos în numele Domnului să faci lucrul acesta, să nu te zgârcești, căci Domnul îți dă însutit mai mult. Să ții minte cuvintele Bibliei, că Domnul îți dă mai mult însutit. Să fii cu inimă largă pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru înaintare gloriei lui. Și Domnul să vă ajute la aceasta, să fiți o familie unită prin care să slăvească numele Domnului. Amin. Istoria care a fost povestită nu e o poveste, e o realitate. Familii care de fapt erau bogați și totuși ea era înțeleaptă. Să fiți voi chiar bogați, dar înțelepți, temătorul Dumnezeu. V-am dat vouă, dar puteți o propoziție ca să spuneți. Deci avem o familie de exemplu în Noul Testament, care este Zaharie și Elisaveta. Deci a fost o familie de exemplu în credință, în ascultare față de Dumnezeu, ca rezultat au avut un cadou și a fost un cadou un om care a pregătit calea lui Dumnezeu, calea Domnului Iisus. Și vă doresc să fiți ascultători, ascultători de părinți, de Domnul și Dumnezeu, ca rezultat o să vă dea un cadou. De multe ori prin încercări eu am trecut și tot atâta, Doamne, Doamne, în ele am căzut.
viața. Dar tu, Iisuse, zi de zi m-ai așteptat. Îmi pare rău că nu te-am căutat, dar tu m-ai iubit neîncetat. Atâta timp eu, Doamne, fără tine am stat. Dar tu, Iisuse, zi de zi m-ai așteptat. Ca să știu din partea voastră cât voi munceați la casa aceea, dacă nu era Sorina, spune, era ușor pentru tine ca să faci singur, numai cu o mână, cu o mână? Nu. Dar tu ce zici? Cu o mână, nu. Nu. Care era impresia ta când munceai, când, în general, la amândoi, când munceați asupra la casa asta? Era important ideea ei sau ideea ta? Tot timpul ai avut dreptat numai tu? De pe clonul ăla, n-ai vâbor. Nu, bun, dar eu te întreb totuși, când făceai casa, tot timpul numai cum tu puneai, era drept ori din când în când și cum, când soția spunea? Și când soția spunea. Înseamnă că ți-e ajutorul potrivit? Da. Ți-e ajutorul potrivit. Eu am observat asta, că când voi munceți, nu o singură dată. Tu ai vrut într-un fel spui, ea ți spunea, nu, dar poate așa. Și s-o primit aproape bun. Nu chiar bun, dar aproape bun. Dar de fapt bun pentru proiect nou, tare bun. Bine, Domnul să-mi cuvinteze. Nu uitați, ceea ce vreau ca să luăm ca să învățătură. Sunteți o familie, soț-soții care nu puteți fi despărțiți, oameni care aveți nevoie de sfatul unul celălalt. Și într-un mod deosebit, tu ești ajutorul potrivit pentru Roger. Nu uita lucrul ăsta. Ceea ce aș dori în următoarele minute, am nevoie de tineri care folosesc telefoane. Nu știu dacă știți. Cum? Nu, nu sunt așa oameni aici. Nu, noi ne folosim amu, nu, când pe 90, așa, altfel. Totuși, cei mai mulți dintre noi suntem cunoscuți cu faptul că este o programă care dă posibilitate. Mergi la prășit, fotografiezi. Mergi pe stradă, fotografiezi. Stai la masă, fotografiezi. Nu, și așa mai departe, nu spun în detalii. Dar fotografii peste fotografii. Și este un program în care pui Instagram, pui fotografii ce trebuie și ce nu trebuie. De data asta vreau ca să spuneți ceea ce trebuie. Și am nevoie de tineri care știu să fac selfie. Știți ce înseamnă selfie? Băieți, fete, tineri. Nu știți, nu. Păi normal că nu știți. Nici nu maniera asta. Cei care o luăm pe părinți. Părinți fac selfie. Avem nevoie de trei băieți și trei fete care știu să fac selfie. Ca să le arăte model pentru miri și mireasă la ce le-ar prinde bine selfie în viață. Trei băieți și fete. Uite, fata asta e tare bravă.
Sunt doritor sau nu? Bun, atunci altă însărcinare face. Lăsăm selfie, lăsăm, îți pune Instagram ce va iese vouă. Continuați mai departe, puneți tot nunta ca să știe toți ce se face. Am nevoie în față de câteva perechi. Ca să vedem cât de mult vă stimați unul pe altul. Nu o să vorbiți deloc, cu gura închisă o să fiți. Adică din când în când o să deschideți, dar nu o să vorbiți. Asta e ideea, nu trebuie de vorbit. Avem nevoie de patru perechi care știu să mănânce ghine. Ați mâncat astăzi la nuntă? Nu trebuie ca să spuneți, nu trebuie să gândiți, numai trebuie să vă susțineți unul pe altul. Patru perechi, indiferent de vârstă. Soț-soții. Știți, dacă aș spune la copii, ar fi de mult aici. Când vă spun vouă celor mai maturi, nu prea tare. Haideți! Mirmireasă, spuneți patru perechi, care voi știți că sunt aici. Sunt doritori? Ceva o să fie, vă spun ca să fie, știți, ceva o să fie de tipul ăsta, nu o să aveți treabă cu casele astea, gata, asta e vechi, proiectul gata nu-i bun. O să fie altceva la care trebuie să vă susțineți împreună, soț-soții, patru perechi. Cum? Haideți. Linie sfoia, o pereche. Cine? Sunteți de gata să înșiți voi? Hai. Nu-i. Vine gata. S-a spariat, gata nu vine. Altcineva? Zvanoc drugu. Vine. Dacă nu doriți, atunci am vrea ca să avem un timp pentru părinți. După care vor fi cântări pentru părinți. Sau ascultăm o cântare pentru părinți, după care împreună vom trece la rubrica părinților, în care e bine ca să atragem atenție la nunta aceasta și atenție la părinți. Ascultăm o cântare, după care împreună vom discuta despre părinți. Aleluia, Iisus este Domn. Aleluia, aleluia, Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Mamica, tatica, vă mulțumesc. M-ați crescut, m-ați educat. M-ați învățat lucru bun și lucru rău, ci... Și vă mulțumesc, mi-ați făcut tot ce-am dorit eu. Vă mulțumesc pentru aceasta. Tata Valogheș, tata Lena, vă scuzați, și mama Lena, vă mulțumesc pentru Sorina, că ați crescut-o, ați educat-o, ați învățat-o lucru bun și lucru rău. Vă mulțumesc frumos pentru aceasta.
și Domnul își vă binecuvânteze mai departe și vă dea sănătate, putere, răbdare și mult succes în viață. Vreau să vă mulțumesc la amândoi părinți pentru ce ne-ați crescut în aceste ani. Ne-ați ocrutit, ne-ați învățat de tăti și vreau Dumnezeu să o binecuvintez mai departe. Să aveți în viață tăt și tăt cele mai bune. Вже ми самі давно батьками стали, і клопоти старіші день у день. Не забуваймо, як нас пригортали ці найдорожчі нам серед людей. Щоб наші діти все до нас горнулись, горнулися до рідної руки. Аби вони від нас не відвернулись, не забуваймо, ждуть на нас батьки. Мої батьки, мов голуби сивенькі, поркуючи, очікують дітей. Не забувайте, діти батяйненькі, що моляться за вас серед ночей. Roger și Sorina, mai întâi mulțumim Domnului că a binecuvântat această zi, care El a rânduit-o ca voi să faceți acest legământ, ca să fiți împreună pentru o viață întreagă. Mulțumim la toți oaspeții nuntașii care ne-au bucurat cu prezența lor la nunta copiilor noștri. Vă mulțumim! Vouă vă doresc o cale binecuvântată de Domnul. Întotdeauna să fiți cu ochii în sus, în rugăciuni, chiar și când aveți bucurii, chiar și când aveți ceva mai dureros, întotdeauna să fiți mulțumitori. Domnul să vă binecuvânteze în toate. Drum bun în viața voastră, în doi. Roger, Sorina, mă bucur foarte mult că Dumnezeu v-a găsit, v-a împreunat amândoi și vă doresc ca să aveți un drum lung în viață, foarte lung amândoi împreună, să fiți ascultători, sănătoși, credincioși și când să aveți greutăți, vă, numai la Dumnezeu să vă adresați. Și vreau la toți nuntași, toți prieteni, frați care ați luat parte la căsătoria aceasta, vă mulțumesc foarte frumos din partea noastră. Відлітають, ваші внуки виростають, віддаю вам вашу ласку і тепло. Мамочко, мамусю, чуєш ти мене? Нехай Божа ласка тебе обгорне. Ти мене навчала тільки на добро, ти мені давала затишок тепло. Ти мене навчила Бога теж любити. Roger și Salvinuca, Sorinica. Întotdeauna mă încălșesc, sunteți tot într-un nume. Vă doresc fericire în viață. Și e mai scump în viață e înțelegerea. Dacă vă să înțelegi în familie și întotdeauna și vă da întăietatea unul la altul, întotdeauna îți și fericiți. Și să vă ocolească și ele rele
întotdeauna. Пусть ваша жизнь течет рекою среди цветущих берегов, и пусть всегда с вами живет надежда, вера и любовь. Воюбецк Мул. Ce, Doamne, ai creat, ai dat la toate viață, suflare tu le-ai dat. Privesc cum stinse-i frunza în legământul blând, se așterne pe vecie în somnule pământ. Privesc cum stinse-i frunza în legământul blând, se așterne pe vecie în somnul e pământ. Și minunată floare ce-a luminat grădina, chemată-i azi la tine, își pleacă încet tulpina. Privesc cum trece clipa ce-a așteptată mult, ieri ea era departe, azi eu departe sunt. Privesc cum trece clipa ce-a așteptată mult, ieri ea era departe, azi eu departe oaspeți, prieteni, vă mulțumesc că ați fost la căsătoria noastră, ați fost alături de noi. Căsătoria noastră a venit la sfârșit și vă mulțumesc frumos alături de cusosie. Mulțumim! Amin! Nunta am început-o cu rugăciune, o terminăm cu rugăciune. Dar de asemenea, nunta am început cuvintele de spus de ei, au spus poftă bună. Și ei au încheiat cu cuvintele mulțumesc. Haideți acum împreună stând în picioare, toți cu stimă, cu respect față de Dumnezeu, stăm în fața Domnului în picioare și eu mă voi ruga Domnului, îi voi mulțumi pentru timp care l-am avut aici împreună. Mulțumim, Tată, în numele Iisus, pentru binecuvântarea care am avut ca să fim toți împreună în acest loc în care numele Tău a fost chemat, numele Tău a fost vestit, numele Tău, Doamne, prin cântări a fost lăudat. Mulțumesc pentru această familie tânără care s-a înființat, familie care are nevoie de Tine, familie care are nevoie de ocrotirea Ta, de călăuzirea Ta. Te rugăm mult, Doamne, ca să binecuvintezi viitorul lor mai departe. Te rugăm ca să dai înțelepciune, ca să umbli în frică de Tine. Te rugăm ca să ne binecuvintezi pe noi, pe fiecare în parte. Mărgând la casele noastre, vrem ocrotirea Ta, Doamne. Vrem înțelepciune de sus la Tine. Vrem, Doamne, călăuzire ca totuși cuvântul Tău să domnească în viețile noastre, cuvântul Tău să domnească în familiile noastre. Binecuvintează-ne în continuare, Tată, pe fiecare dintre noi. În numele Iisus te rugăm. Amin. Amin. Drum bun spre casele voastre.